Bună ziua din nou, vă spunem, tot aici, la standul editurii Herald, cu un alt eveniment, al treilea eveniment azi, sâmbătă 2 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Este vorba despre o carte de poezii în colecția Confluența editurii Herald, Povești cu o pisică roșie și alte reverii, scrisă de subsemnatul și de colegul și prietenul meu, tot de la editura Herald, artistul fotograf. Bine, tu nu ai scris, artistul fotograf, păstrez această titulatură, această formă, Paul Suciu. Și am să dau cuvântul, mergând pe un alt fel, pe o altfel de structură, n-am să mai vin cu întrebări și cu cum am făcut la celelalte evenimente, mai ales pentru că invitații noștri de azi, domnul Ion Bogdan Lefter și domnul Petros Orasangean, și le mulțumim pentru că sunt alături de noi, prieteni dragi ai editurii Herald, trebuie să meargă la alte lansări. Domnule Ion Bogdan Lefter, vă dau cuvântul. Mulțumesc pentru microfon, dragă Sorin, mulțumesc pentru carte. Prea ni se întâmplă, Petros, să ne roage să zicem ceva despre o carte chiar autorul, așa în public. Suntem în situația în care, sigur, făcând parte din echipă, sunt doi autori, poetul și fotograful, artistul foto, sunt și autori și gazde. Ei sunt aici ai casei și beneficiază și de, sigur, solidaritatea, colegialitatea întregii echipe, care, deci, le-a preluat o plachetă de versuri și imagini, care de data asta, nu știu ce să mai zic, cum să mai improvizez, cred că totuși este din profilul standard sau din profilul extins cu toate derivațiile lui recente al editurii Herald. Probabil că mai sunt și alte exemple de versuri, cărți cu versuri, sunt sigur marile narațiuni vechi scrise în versuri, în marile culturi și în marile religii pe care le-ați mai publicat. Eu am și ajuns să mă aprop, sau am început să mă apropii de editura dumneavoastră atunci când Daniela Ghițescu, Daniela Andreescu, a publicat mai întâi o primă carte aici, pe urmă au mai fost două, trei, cu versuri, reflecții poematice și desene, picturi de ei. Deci o carte de un anumit tip de lirism, dar acolo cu legătură, da, prin modelul de autoconstrucție personală pe care Daniela Andreescu îl urmează și l-a dezvoltat ei înseși, ținând și cursuri de ameliorare personală de-a lungul ultimului deceniu. La Herald nu-mi imaginez însă pe viitor, cine știe, prefacerile pot continua, tineri poeți nonconformiști care să apară aici în serie, în val. Dar n-are importanță, la urma urmei, o carte e o carte și fiecare carte trebuie citită și judecată, gustată, apreciată în sine. Sorin Lucaș e un încă tânăr, dar deja cop bine, poet foarte talentat. El nu e la prima carte. Să spun eu ceva și despre șirul cărților tale, despre bibliografia de autor, despre CV-ul de autor, pe care s-a întâmplat, întâmplarea a făcut ca eu să îl știu din adolescența lui de licean. În anii 80, mijlocul, jumatea a doua anilor 80, împreună cu alți colegi de generație a noastră, Petros, adică împreună cu, într-un an, în alt an, în diverse configurații, cu Mircea Nedelciu, cu Florin Iaru, cu Bogdan Ghiu, Vlad, cu Bogdan Ghiu, Mircea Cărtărescu, cu Cărtărescu și cu alții, am răspuns
răspuns unor invitații ale unui alt coleg al nostru care scria pe vremea aia critică recenzistică de carte, eseistică, Florin Lupescu, și care avea o anumită funcție politică în aparatul de tineret. Invitații la niște tabere literare și artistice de vară pentru elevii de liceu care se manifestaseră și performaseră. Fuseseră jurizați deja și se reuneau, erau invitați la mici reuniuni de vară de o săptămână, 10 zile, un fel de tabere de antrenament creativ. Am lucrat atunci foarte interesant, a fost foarte plăcut cu băieți și fete doritori să scrie, să înțeleagă lumea prin intermediul retoricilor artistice, în special literare, în ce ne priva pe noi, și am și făcut niște foarte interesante experiențe de stimularea unor metamorfoze ultra-rapide. Ne veneau pe mână la începutul unei asemenea săptămâni fete și băieți care metaforizau intens, care scriau poeme lirice și nate, naiv, filozofarde, sentimentaloide, și cum se scrie la adolescență, cărora le explicam că astea sunt retoricile cu care se scrie poezie proastă, și îi supuneau unei terapii de șoc. La final, în ultimele lor runde de cenacuri improvizate, ei venind și scriind dintr-o dată brusc poezie contemporană, poezie cum se scria deja la nivel profesionist, adult, încă din anii 80 la noi. Sorin Lucaci era unul dintre ei și când, imediat după căderea regimului comunist, la începutul anului 1990, m-a căutat să-mi arate un ciclu de poeme noi ale lui, scrise între timp. Mi-a făcut plăcere să-l public în revista pe care am scos-o atunci, prima revistă pe care am scos-o în post-comunismul românesc. Au fost 3 până acum și mă pregătesc de a 4-a, de a 5-a, de a 6-a. Și anume în Contrapunct, i-am scris și o mică introducere la debut. Debutul absolut al lui Sorin Lucaci datează din 1990, era încă 90, nu? Sau 91, 90. Și l-am însoțit cu o mică recomandare. Multă vreme el n-a prea fost vizibil, dar de un deceniu și mai bine cu aceea a început să scoată cărți și l-am și văzut în discuțiile dintre noi, amărât că nu mai e piața literară editorială care a fost, nu mai e lumea literară și cenaclieră care au fost. E greu să fii astăzi vizibil, nu e ușor să faci să fii citit, să fii receptat, să fii recunoscut. L-am încurajat pe timpul, i-am spus să fie calm, lucrurile astea se așează în timp și el a scos carte după carte. Acum, această poveste cu o pisică roșie și alte reverii. Ce fel de poezie, ce fel de imagine? Colegul nostru mai dinspre generația noastră sau între noi, Valentin Protopopescu, scrie o prefață în care dezvoltă destul de amplu la început ideea de combinație text-imagine, făcând și o mică istoria acestor interferențe, oglindiri, rezonanțe între limbajele artistice diferite. Eu aș spune că e o carte foarte frumoasă, dacă privim simultan textul și imaginea, însă nu este o carte de consonanță. Poetul, respectiv versurile, artistul foto-vizual, respectiv fotografiile, trebuie privite separat și apreciate separat, căci nu se potrivesc prea grozav. Cartea e frumoasă, cartea e și frumoasă și felicitări pentru asta. Dar fotografiile sunt fotografiile unui artist cu mari delicatețuri. El lucrează în majoritatea, marea majoritate acestor fotografii cu efecte retorice, de retorică vizuală, de ordinul ambiguității. Imaginile sunt ușor mișcate, ușor tulburate. El e un fel de impresionist.
impresionist foto, dacă facem referire la impresionismul pictural de sfârșit de secolul XIX, care asta a impus în istoria artelor vizuale, și anume tulburarea contururilor clare, evitarea contururilor clare. În imaginile în care este totuși claritate, este în continuare discreție. Picioarele atârnând de un pod, nu știm ale cui, ale unui personaj, poate ale unui copil, o sugestie de singurătate, în fundal picioarele care se bălângănesc, se bălângăne atârnând de pe pod, se proiectează pe cer. Sau un personaj fotografiat din spate, cu o pălărie, tot o figură misterioasă și așa mai departe. Foarte frumoase fotografiile și felicitări pentru componenta de album vizual a acestei cărți. Sorin Lucaci este un poet de enunțuri tăioase, de enunțuri, în orice caz, măcar realiste. El descrie situații, folosește o retorică narrativă tipic postmodernă, schițează rapid, dar cu mână sigură, nu cu contururi tremurate. Câte o situație, descrie câte un personaj, eventual adaugă mici referințe culturale și încheie de obicei cu o concluzie sarcastică sau face o poantă de final. El își conduce poezia aceasta de notație cotidienistă cu o mână foarte sigură. E altă familie retorică, vreau să spun, și mi-a făcut plăcere să regăsesc și în acest poem, în prelungirea cărților lui anterioare, un poet cu foarte bune date pentru acest tip de poezie. E de multă vreme pe drumul bun, Sorin Lucaci, și trebuie să aibă curajul să meargă înainte. Bun, sigur că în spatele siguranței de sine, în spatele platoșelor, se ascund de multe ori fragilități. Și un poet adevărat e și sentimental și așa mai departe, e și impresionist și de contururi tulburate. Poate că aici s-au regăsit ei doi colegi de editură și și-au citit unul altuia și și-au privit unul altuia versurile, imaginile. Ca formulă retorică, vreau să spun, Sorin Lucaci e altfel. Am o singură observație pe care aș face-o la această carte și la felul în care Sorin Lucaci își gândește cariera de poet. Am observat și alte ori, mă frapează și acum, faptul că, fiind un poet adevărat, un poet constituit cu stilul lui, cu fermitatea frazării, cu deja mai multe cărți în spate, deci cu un profil propriu, Sorin continuă să fie, deduc din felul în care a gândit această carte, obsedat de ideea de validare, de validare publică. Și asta îl face să ceară, iată, carte de carte, câte unui coleg să-i scrie o prefață, altor 3-4 să-i mai scrie niște texte însoțitoare la sfârșit, care și le pune și pe coperta a patra, încât se prezintă până la urmă în fața publicului, din punct de vedere profesionist vorbind, ca un autor care de fapt n-ar avea siguranța pe care eu o găsesc citindu-i versurile. Ce poet adevărat, poet important, poet puternic, poet competitiv, își publică o carte nouă de versuri însoțită de cârje critice? E ceva care nu se practică. Asta se face la antologii, la ediții retrospective de autori în viață sau, sigur, la ediții îngrijite de autori din trecut. În schimb, focalizarea pe această dimensiune, pe care o îngroși puțin de la acum în discursul meu, pentru că o consider o trăsătură de portret uman, de profil uman, așa cum am încercat să îl schițez în fața dumneavoastră, de la adolescentul talentat la poetul adevărat matur de astăzi. Această focalizare îl face, apropo de bibliografia ta, Sorine, să nu pună în această carte ceea ce trebuia să se afle, și anume un CV, un curriculum vitae. Sorin Lucaci, născut în
timpul în anul a absolvit, a publicat următoarele cărți. Asta trebuie să se afle pe o carte. Asta publică de la, cine să vă dau astăzi exemplu de autori în viață, de la Constantina Băluță, Nicolae Prelipceanu, la Mircea Cărtărescu, Ioanes Pop și până la cine mai dorim noi, asta își publică autorii și le pune liturile pe carte, nu texte însoțitoare care să ne câștige bunăvoința și care pot chiar să joace un rol contrar, adică să ne facă reticență în fața unor încercări de a ni se tot spune înainte să citim că e vorba de un poet valoros. E vorba de un poet adevărat și mă bucur că Sorin Lucaci a publicat încă o carte bună și nici el nu se va supăra, sper că nu va deranja nici pe dumneavoastră, că mi-am permis în rol de fost profesor, e adevărat că eram și eu tânăr, mult mai tânăr în anii 80, de fost profesor al adolescentului care era el atunci, că mi-am permis să-i fac câteva sugestii de data asta colegiale, căci am ajuns la vârste la care diferențele încep să nu mai conteze și suntem cu toții colegi, autori, artiști vizuali, editori, cititori în universul acesta al lecturii și al creativității pe care târgurile de carte atât de frumos le înscenează. Mulțumesc mult, domnule Ion Bogdan Lefter, și promit, e o promisiune publică că așa voi face la următorul volum. Îi dau cuvântul domnului Pedro Sorasangia. După raportul de activitate pe care l-a expus aici la domnul profesor Ion Bogdan Lefter și după evaluările așa cum ar veni din partea DNA-ului că totul e în ordine, mai mult sau mai puțin, și autorul și-a luat gândul că în viitor va face cum mi s-a sugerat, eu pot permite câteva cuvinte, dincolo de ce au mai scris unii alții pe coperți sau între coperți despre cartea lui Sorin Lucaci, și mă voi referi strict în sensul numai la vers. Versurile nu sunt rele deloc, cum nu sunt rele deloc nici fotografiile domnului Suciu. Nu vreau să fiu neapărat polemic cu Bogdan, nu mi se pare că sunt incompatibile, dar nu contează chestia asta la urma urmelor. Acum intrăm în subtilități de intelectual român și nu mai scoate la capăt. Buzele sunt bune, poeziile sunt foarte bune și chiar dacă se lipesc între ele sau nu, scot o carte frumoasă, cum bine a zis și pune a pus-o ștampilă domnul Lefter, căci e un vechi cititor de poezie, un vechi comentator de literatură română și un om care știe ce spune și spune chiar ce gândește. Așa că aprecierile lui Bogdan sunt absolut corecte. Acum intervin subiectivitățile legate de percepția acestor poeme, care sunt într-o notă care țin la generație noastră cumva, a unui tip de poezie modernă care de la Mircea Cărtărescu, Mircea Ivănescu și Coșovei până la noi încoace, s-au tot practicat și au un cititor care vibrează la tipul ăsta de poezie. În ultima instanță nu neapărat trebuie să apreciem un stil sau altul, ci să apreciem dacă ele sunt bune sau nu sunt bune. Sunt foarte bune, cum spuneam, cum Ionescu, că nu e muzică ușoară și muzică grea, e muzică proastă și muzică bună. Muzica lui Sorin Lucaci, cel puțin pe mine, la tipul ăsta de lectură, fără să am obiecții de a încadra într-un gen, într-un curent, într-o stilistică a poeziei, se emoționează, fiindcă ea a spus bine și citesc mereu pe Bogdan, în spatele unui ironii, unei auto flanări într-un oraș în care se percepe un cotidian mai mult sau mai puțin agres, fără mai de emoții, există în toate poeziile, se plimbă, că sunt poezii de dragoste, că nu sunt poezii, că cotidianiste sau eu știu de ce factură ar fi. Astea în alb negru, jucate, poematice, sau cum vrem să le catalogăm, de o carte a lui Orhan Pamuk, se numește Istanbul, toată cartea fiind împănată de fotografiile unui mare fotograf, care se numește Ara Güler. Mă rog, acolo este pe care l-am comentat eu de altă natură, dar cartea e și foarte frumoasă a lui Pamuk cu Güler, cum eu zic că e și frumoasă și cartea asta, chiar dacă sunt compatibile sau nu, și va ține cont în mod cert domnul Lucaci la viitorul volum. Sigur că e o lume în care poezia acum nu mai poate să țină, eu știu, vitrină. Actorii, futboliștii, eseiștii în plan literar cuceresc terenul și atunci trebuie să se asume statutul ăsta de poet citit de câțiva entuziaști și nu
neapărat să fie, știu, să nu dau nume acum, ca o mare actriță sau mare actor a apreciat toată lumea și să-i zâmbească cetățenul din autobuz. Ceea ce e bine și pot să confirm și eu, poeziile sunt excepționale și se pot citi cu multă participare pentru cei care mai citesc, chiar dacă rar cum sunt eu, și revin la poeți pe care i-am citit când eram mai june și citesc și acum, un Jacques Prévert pe care l-a asociat și pe acest Lukács, care nu trece la Paris, ci aici la Dâmbovița, nu la Sena, ci românii care toată ziua ne omorăm cu lupta anticorupție și cu Madame Chioveși. Eu zic să citim în fond mai bine poemele lui Sorin Lukács decât rapoartele DNA-ului. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc foarte mult, domnule Petru Surasancean, și o rog pe Cristina Toma să spună câteva cuvinte. Cristina Toma este producător și realizator de emisiuni culturale la București FM. De altfel, după cum ați văzut și pe coperta 4, sigla București FM, am ales ca acest post drag mie, post de radio, să fie partener media al acestui volum, deci București FM. Cristina, te rog. În primul rând, îl felicit pe Sorin Lukács că are curajul să mai scrie poezie în ziua de azi. Totul se află la un clic distanță și de ce să mai citim și poezie? Ei, uite, cineva mai scrie și poezie, iar dacă cineva scrie poezie, înseamnă că există cititor pentru poezie. Ce mi-a plăcut mie la această carte? Că poemele sunt inspirate de lucruri cotidiene. Un supermarket, o pisică, cineva care trece strada. Fiecare are în spate o poveste. Este care nu știm de unde începe, dar nici nu este terminată într-un mod brusc. Îl lasă și pe cititor să se gândească mai departe ce s-ar fi putut întâmpla, de exemplu, cu această pisică roșie, care are mai degrabă ochii verzi decât speriați, că are ochii mai degrabă albaștri decât brioși, și care vine în viața autorului, spunându-i câteva vorbe, lăsându-l în suspensie și apoi văzându-și cumva de drumul ei. Asta arată că și cotidian poate să-ți inspire poezie, poate să-ți ridice întrebări, la care nu cauți neapărat imediat răspunsul, răspunsul vine pe parcurs, iar când poemele sunt însoțite de niște fotografii atât de interesante, care seamănă mai degrabă cu niște picturi, totul devine ca un film. Este ca și cum ai citi un film subtitrat cumva pe înțelesul tău. Un film mut, dar un film pe care ai dori să-l mai vezi odată și să mai citești explicațiile. Iar după ce ai citit cartea, ai senzația că ai ascultat un buletin de știri, că ai văzut poate fi luată și în călătorie, mai ales că vine vara, vin concediile, și cred că ajută foarte mult în momentele de singurătate, atunci când vrem să ne detașăm de tot, să fim doar cu noi înșine, și este o carte pe care o recomand tuturor. Mie mi-a plăcut. Mulțumesc foarte mult, Cristina Toma, pentru că ai fost alături de mine, alături de noi, de Editura Herald, ca reprezentant al postului de radio București FM, iarăși fiind cu alte mulțumiri. Și sper să ne mai reîntâlnim și la emisiuni. De altfel, noi chiar vom înregistra luni o emisiune despre borderline și gestionarea emoțiilor copleșitoare cu Lavinia Țânculescu, la fel prietena Editurii Herald. Acum, hai să spunem că revin la postura mea de moderator, ceea ce am făcut din miercuri încoace, pentru că la acest eveniment am avut, să spunem, nu știu, dubla calitate de a modera cumva, dar lăsând cumva flux și curs liber acestei dezbateri, de a fi moderator la propria noastră carte. Și voi relua această postură de moderator, întrebându-l pe prietenul și colegul meu, pe Paul Suciu, pentru că în urmă cu câteva ore am fost la Radio România Cultural invitat la emisiunea Texte și Preteste a lui Valentin Procopopescu, cel care semnează prefața acestei cărți.
cărți, povești cu o pisică roșie și alte reverii. Și am discutat, Paul n-a putut să vină, așa că îl întreb pe Paul, ce te inspiră să faci aceste fotografii? Pentru că așa cum spunea mai devreme domnul Ion Bogdan Lefter, sunt niște fotografii atipice. Sunt ușor neclare, sunt ușor blurate. E altceva, nu doar faptul că ele sunt fotografii alb-negru. Într-adevăr, dacă o să observați, citind cartea, răsfoind-o, sunt și fotografii mai clare, mai bine conturate, dar unele sunt, ai senzația că nu înțelegi din ele. E, bineînțeles, aici vorbim despre artă fotografică, artă pură, dar vorbim și despre anumite tehnici pe care eu nu mărturisesc că nu le știu, dar Paul le știe mai bine. Păi, cele clare cred că mi-au ieșit, iar celelalte... Mă simt foarte confortabil în fața camerei, mă simt mai degrabă în largul meu, în spatele camerei. Nu avem decât o cameră foarte micuță. A, dacă e mică, e ok. Da. În primul rând, mulțumesc editurii Herald că ne-a sprijinit proiectul ăsta și îți mulțumesc și ție că m-ai invitat să facem un lucru, cred eu, foarte frumos. Inspirația, mi-e foarte greu să dau o rețetă. Cred că poate să vină din orice lucru. Cred că aparatul de fotografie pentru mine este un mijloc de extragere a poeziei din realitate. Și aici cred că ne asemănăm, aici am putea găsi un punct comun foarte important. Asta este singura problemă, este cum intri în acea stare necesară observării acestor lucruri. Și acel lucru este puțin mai greu, n-aș putea să spun cum, dar cred că aș putea numi starea poetică acel lucru. Deci un soi de instantanee poetice, hai să le numim instantanee poetice. Ceea ce ai spus tu, într-adevăr, este evident pentru faptul că, cum spuneam în urmă cu câteva ore, Valentin Proptopopescu a trebuit să-ți țin locul fiind acolo. Da, mulțumesc! Și m-a întrebat pe mine despre cum văd aceste fotografii, despre ce înseamnă arta fotografică și... A fost cam crud cu tine. Da. La cât, la puținul lucru care mă pricep, ce înseamnă arta fotografică și de unde te inspiri. Și am spus chiar că sunt niște leitmotive în carte, de exemplu, ploaia și ninsoarea. Sunt acele lucruri poetice despre care exact spuneam. Adică lucrurile poetice, poezia se află în unele lucruri într-adevăr. Adică nu în toate, dar sunt unele lucruri semnificative. Sunt multe fotografii de ale lui Paul în care poezia, ploaia apare ca simbol, apare ca leitmotiv, așa cum am spus, ninsoarea la fel, chiar poemul care prelele deschide... ninsoarea, da, pălăria. Poemul care deschide volumul se numește Ninsoarea Underground și mi-aduc aminte că l-am scris undeva prin ianuarie și după ce l-am trimis lui Paul, imediat, el umblă tot timpul cu aparatul de fotografiat la el, a făcut un instantaneu și în fața editurii Herald, adică acolo este făcut. Două siluete, a alergat după ei ca să îi prind. Deci iată că până la urmă, cum ai spus și tu, e vorba despre o stare, starea poetică, momentul în care îți vin idei și momentul în care poemul curge și starea de imagine, de surprindere a timpului și a spațiului în arta fotografică. Vreau să te întreb următoarea întrebare, foarte pe scurt, pentru că noi avem și o surpriză pentru dumneavoastră. Un moment poetic alături de colegul și de prietenul meu de la Școala de Teatru Cufil Tiberiu Knap. Să te întreb și să ne spui pe scurt ce înseamnă, ca pasiune, ca hobby, ce înseamnă pentru tine fotografia, arta fotografică? Arta fotografică înseamnă mai multe lucruri, dar pentru că tot vom lăsa o parte
arta fotografică înseamnă chiar prezență conștientă. M-a ajutat foarte mult să observ mult mai ușor lucrurile din jur, lucrurile într-adevăr semnificative. Deci chiar m-a ajutat. Mulțumim foarte mult, Paul Suciu. Noi acum o să îl invit pe Tiberiu alături de mine. Ne-am fi dorit ca acest moment să-l facem în felul, în stilul pe care le facem noi spectacolele la Școala de Teatru Cuvil, și anume să începem din prima cu poezia, dar pentru faptul că domnii Ion Bogdan Lefter și Pedro Sorasancian se grăbeau să ajungă la alte lansări, am zis că lăsăm acest moment pentru final. Noi le mulțumim foarte mult pentru că au venit și au fost alături de noi și sunt tot timpul, și zilele trecute la cea de lansări au fost alături de noi. Mai aveam alți doi invitați, Ciprian Burcovski, prietenul meu, și Claudiu Comardin, care se pare că nu au ajuns. Dragostea noastră este o femeie cardiacă. Dragostea noastră este o femeie cardiacă și hipertensivă, pe care o port de ceva vreme în dreptul inimii. În fiecare lună are nevoie de medicamente compensate cumpărate de la farmacia din colț și de poeme recitate în ploaie pe Leipziger Straße. Ai grijă cum te porți cu ea. Nu te enerva și tu de la primele ore ale dimineții și mai las-o dracului de cafea. Mai bine bei un ceai de ghimbir, mai bine mănânci o salată de merișoare. Știi că stresul scurtează viața? Oricum, indiferent cât te vei face pentru ea, tot nemulțumită va fi. Nihil Simeteu. În prima zi, să fac rost de niște bani pentru mâncare și băutură, am spălat pașii în second hand într-o spălătorie veche berlineză până m-au lăsat încheieturile. Și apoi m-am odihnit în baraca 234.600, seara citind o antologie de proză cubaneză. Mi-am spus, în spălătoria ta mi-ar fi plăcut și mie să lucrez. În a doua zi am dresat o turmă impresionantă de antilope Impala și am desenat grafitii pe pereții catedralelor protestante din oraș, cu speranța că voi primi un semn de la tine. Evident, tu nu ai dat niciun semn. În a treia zi m-am urcat pe cea mai înaltă clădire din oraș și am despărțit apele dintr-o singură privire. Cele de parte femeiască în stânga, cele de parte bărbătească în dreapta. Zi. Un simplu gest al mâinii am hrănit toți maidanezii și oamenii străzii din cartierele mărginașe și m-am odihnit. Spre seară, fără niciun chef, am colindat străduțele în căutarea unei fericiri iluzorii pe care nu o puteam găsi decât în buticurile cu marochinărie, în galeriile comerciale. Am sărutat toate prostituatele din oraș, am vorbit cu toți filozofii și idealiștii. În a cincea zi am trimis mesager clandestin către miază zi și miază noapte să răspândească vestea cea bună a întoarcerii poetului deschitor în cetat. În a șasea zi am pregătit o cină de pomină, cu file de somon și prânzeturi franțuzești, la care am invitat toți prietenii, am mușcat toți corbii și sturzii și vulpile turpate din parcul și m-am odihnit. În a șaptea zi, uitasem tot. De se puțin. Să învățăm limba rusă dans în Kazachok. La Moscova, în Piața Roșie, plouă mărunt, așa cum plouă în cele mai multe zile din martie. De undeva, din depărtare, se aude refrenul Catiușa, care spune povestea unei fete îndrăgostită de iubitul plecat pe front. Din alt colț de piață răsună Ochi Ciornie a lui Ivan Rebrov. La cele mai bune restaurante poți mânca vită stroganov și pui chiev umplut cu fructe de mare. Unii beau vin roșu.
roșu să-și mai desmorțească gâtlejurile. Alții, cu bucurie împrânzesc discuri de vinil în saloane de vodevil. Aici poți admira tainice locuri și rusoaice blonde cu sânii mari care îți vor spune la nesfârșit că Moscova nu va crede niciodată în lacrimi. Rusoaice împodobite în plănuri de nurcă și nevăstuică siberiană la brațul câte unui general rezervist. Doar aici te poți întâlni cu totul și cu totul întâmplător cu femeia curcubeu sau cu peștele clov, care îți vor zâmbi din colțul buzelor. La Moscova îl vei găsi întotdeauna pe bătrânelul băutor de vodcă, dispus să stea cu tine la povești până seara târziu, în schimbul câtorva ruble. Hai, hai, descalță-te și dansează cazacioc pe stradă. Moscova, Moscova, Maia Lubov, Neastra Avlia Menia. Cred că am să mă mut în celălalt colț al orașului, unde e mai cald. Cândva voi construi un pod peste ape mai puțin tulburi. Cândva, întunericul mă va urmări ca un lunetist perseverent de pe acoperișul unei clădiri. Doar să nu dea cerul. Doar să nu dea cerul în noaptea asta. Soția mea râdea când citeam în rusă și știe ea de ce. Ca un beduin crescător de cămile. Curând se va lăsa întunericul peste oraș, pisicile în călduri vor mieuna prelung pe la colțurile caselor proaspăt văruite. Visul de a mă încălzi la pieptul tău și iarna asta s-au destrămat la fel de firesc. Acum îmi poartă umbra bolnavă printre femei desperecheate și nestatornice cu aceeași fermitate, cu care caut o bucată de pâine. În dreptul zilei de miercuri stă scris numele meu și în dreptul numelui meu, cu litere de șchioapă, sunt un bărbat singur. Sfinarea arguită și frumoasă a unei rugăciuni îndeamnă la puțină reflecție, la puțină pocăință. E timpul să facem un mic bilanț, e timpul ca fiecare să fie responsabil pentru propriile sale decizii. Ca un beduin crescător de cămile și capre, voi traversa deșertul ca un înger ascuns într-un pop de nisip, voi cunoaște lumea. Cer variabil și nicio avertizare de cod galben. Bune și frumoase. Așteptăm concediul ca niște șopârle viu colorate din insula Galapagos. Trebuie să ducem pui la mare, la aerosol, la ultraviolete, pe coastele grecești, turcești sau pe coasta dalmată. Au nevoie de soare, calciu, vitamine, minerale și ce dracu s-a mai inventat. La capătul falezei, Dumnezeu și-a deschis o gogoșerie, Danzgar, și și-așteaptă clienții cu muffins de ciocolată. Știu ora la care mă trezesc în fiecare dimineață. Știu pe de rost meniul zilei. Știu temperatura apei mării, am memorat orarul microbuzelor, știu distanța dintre Royal Holiday Palace și Delfin de Lux. Știu unde sunt papucii și colacul de plajă, salteaua pneumatică și nelipsita loțiune de protecție solară. Între timp mi-am lăsat barbă, mi-am cumpărat ochelari de soare Ray-Ban, m-am apucat de fumat și știu cu siguranță că a crescut speranța de viață. Nevastă mea, pe un șezlong, citește ceva din Coelho. Copiii se joacă cu băiețelul unei familii de slovaci. Mâine vom merge la Aquane. Mâine se anunță cer variabil și nicio avertizare de pod galben. Sorin mi-a trimis 7 poezii pentru a spune astăzi. Și asta care urmează acum n-a făcut ce vreme. În stagiunea viitoare vom juca cu dragostea pe masă. Ispește-mă cu putere pe marginile forțuroase ale morții. Dacă moartea mea are stericitatea lunii pline, ispește-mă de gongul care anunță începutul piesei. Pentru că în stagiunea viitoare nu vom fi singuri. În stagiunea viitoare vom juca cu dragostea pe masă, așa cum se joacă doar pe marile scene ale lumii. Ne vom da jos măștile venețiene cu care am sărbătorit anul trecut în gondole viu colorate cu șampanie, creveți în sos de chiclimpan și spaghete cu scoici. Ne vom arăta în fața lumii în toată splendoarea. Vom invita toți cunoscuții și necunoscuții la spectacolele noastre celeste. Vom urma
urma cursuri de inițiere în tangoul argentinian și în rumba cubaneză, ca să impresionăm cuplurile tinere de rinoceri melancolici. Ia mâinile mele albastre și fă un pot peste mare să le arătăm noi cum se trăiește cu adevărat dragostea. Creierul meu este un telescop. Sunt meteosensibil și am Cohara și Rosemary Waldrop. Dar toată viața am regretat că nu l-am întâlnit pe poetul Petre Stoica. Creierul meu este la fel de frumos ca ținutul dispărut al Atlantidei sau depresiunea colinară a Transilvaniei. Creierul meu este un telescop virtual prin care poți vedea sufletele oamenilor. Poți admira locuri exotice. Tot ce-ți dorești în materie de vacanțe și sejururi, de la Bahamas la Madagascar, Bali, Republica Dominicană, de la Maldive, Zanzibar și Mauritius, până în Cuba, Mexic și Bora Bora. Creierul meu este un tonomat hodorogit din care se aud cântece vechi, un tonomat care scârție din toate încheieturile, merge doar cu fise de 50 de cenți și unde orice întrebare va rămâne evident fără niciun răspuns. Spectacol de pantomimă. Atunci când bei ani în șir, moartea devine previzibilă ca un meci de fotbal. Deși Dumnezeu nu încăduie nicio tranzacție cu modile de vânt, mimăm piața ca într-un spectacol de pantomimă. Trăim din cărpel, ne peticim zilele cu câte un cântec de inimă albastră, cu câte o bere și apoi încă o bere, până ajunge să curgă prin venele noastre bere și nu sânge. Iar în dreptul inimilor să purtăm ecusoane pe care stă scris, nu intrați, câine rău. Doar pentru tine, draga mea viață, sunt disponibil în fiecare seară, între orele 9 și 11, post meridian. Și ultima, în cazul meu, așa, Premiul Nobel pentru Pace. Am fost anunțat printr-o scrisoare oficială că anul acesta voi fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Pentru întreaga activitate pacifistă, faptul că am militat fervent ani în șir pentru drepturile marmotelor, castorilor, suricatelor și tihorilor domestici, mi-a adus oarecare notorietate. Am luptat împotriva violenței conjugale la hamster și la alte rozătoare de casă. Mi-am tatuat spatele, pieptul și chipul cu dragon uriaș care scoteau flăcări pe ochi. Mi-am tatuat degetele de la mâini și de la picioare cu aripi de înger, cu frunze de bambus și flori de câmp. Domnule poet, e 5 dimineața. Trebuie să vă schimb perfuzia și să vă luați pastile. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Sper că v-a plăcut acest mic moment realizat împreună cu colegul și prietenul meu, Tiberiu Gna, de la Școala de Teatru cu Film. Din păcate, poate contextul, faptul că e multă gălăgie, nu a ieșit chiar așa cum ne-am dorit noi, dar este un motiv să vă invităm la spectacolele noastre viitoare de poezie, așa, să vedeți cum sună într-o mansardă, cu multă liniște și deși muzica din fundal se aude foarte frumos, și cu text, și cu vin, pentru că întotdeauna muzica cu poezia fac casă bună și nu merg, bineînțeles, una fără cealaltă. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit la următorul eveniment care va încheia seria evenimentelor din această zi de sâmbătă la editura Herald. Este vorba de două cărți excepționale în colecția Mindfulness.